Cu 6 luni înainte de startul Jocurilor Olimpice, noul ministru al sportului, Novak, și-a făcut planul. 6-7 medalii. Pune și el umărul. Vrea să participe la Jocurile Paralimpice, unde a câștigat până acum 3 medalii. Eu cred că România va câștiga 6-7 medalii. Eu îmi doresc foarte mult să fiu primul ministru din istorie care participă la Jocurile Olimpice. Eu îi doresc foarte mult succes domnului ministru în a prelua ceea ce face Ungaria bine. Și mie sincer, nu-mi dă o senzație bună atitudinea asta de hai să vedem cum facem ca să luăm niște medalii la Jocurile Olimpice de anul ăsta, treaba unui ministru. Ministru trebuie să gândească o strategie, măcar să pună o primă cărămidă, așa, ca să mergem în direcția aia în care copiii se reapucă de sport.